Letiția Constantin pentru ajutorul și sprijinul acordat, ori de câte ori am avut nevoie pe parcursul expoziției. Vă vom invita să parcurgeți traseul cultural și spiritual pe care l-am creat, sperând să resimțiți emoția pe care au avut-o și artiștii atunci când au primit tema, atunci când au ales să expună și mai ales atunci când au finalizat, au împlinit lucrările lor. A fost un proiect la care am lucrat foarte mult, a însemnat în primul rând lansarea unui apel public de lucrări, la care ne-am bucurat să vedem că am primit răspunsuri favorabile, destul de multe, îmbucurătoare, în condițiile în care expozițiile de artă religioasă nu sunt foarte multe. Ceea ce cred eu că este un plus al acestui proiect este faptul că întâlnim pe de o parte lucrări de artă religioasă, pe de altă parte răspunsuri ale artiștilor contemporani cu privire la tema de inspirație biblică, nașterea Maicii Domnului. Mă bucur foarte mult să văd pe tine în această seară prieteni, dragi oameni cu care am colaborat, dar și artiști externați pe care la finalul vernisajului de tatăl meu care să îi cunoaștem pe toată povestea lucrurilor lor. Mulți atunci când au primit propunerea proiectului, atât partenerii cât și artiști, au întrebat, poate legitim, de ce Steaua Mării. Ei bine, am dorit, așa cum probabil ați citit sau veți citi un comunicat sau în catalogul expozițional, am dorit să creăm un parcurs inițiatic, aproape am putea spune, un parcurs metaforic, constând în 8 teme principale, subtitluri pline de subînțelesuri, ale lucrărilor artiștilor care au ales astăzi să expună și mă refer la Mihai Adam, Mircea Ceacâru, Marius Cristea, subsemnata, Grigore Popescu, Muscel, Maria Nichifor, Ioana Palamar, Maria Panțur, Carmina Plosceanu, Ruxandra Marin și Elena Popa. Este un traseu care trimite cuvântul la iconografie, la povestea Maicii Domnului. Întreaga expoziție este cumva închinată acestei mari sărbători pe care o prefigurăm astăzi, nașterea Maicii Domnului, pe care o sărbătorim pe 8 septembrie. Este sărbătoarea cu care se deschide anul bisericesc și este una din cele mai dragi sărbători pentru creștini. Ce este interesant este că avem tot atâtea fațete cât de lucrări, tot atâtea simboluri, câte povești putem găsi, vedea, înțelege în expoziții. Și la final, cred că fiecare se va regăsi în una sau mai multe din lucrările expuse. Am primit lucrările cu foarte multă emoție. Nu știam cum vor răspunde artiștii, cum se vor raporta la temă. Știam ce ne dorim, știam că ne dorim un traseu, un parcurs pe care să-l urmăm mental și fizic. Iată că îl avem astăzi aici. Un parcurs cu 8 teme care ne fac să ne gândim și spuneam că Steaua Mării nu este un titlu întâmplător pentru că face parte din acest parcurs, este una din subteme și este unul din cele mai frumoase atribute pe care le putem aduce Maicii Domnului, închin eu să cred. Apărătoarea celor aflați pe mare, ajutătoarea cei care s-au ocupat de documentarea vieții sale. În catalog veți afla povestea prin care a fost redată de-a lungul timpului viața Maicii Domnului, atât în sfera istoriei artelor, artelor vizuale, cât și a literaturii, fie ea de specialitate sau nu. Veți afla comentarii critice asupra lucrărilor, modul prin care Mihai și cu mine am înțeles lucrările prin prisma trecutului fiecăruia, să spunem așa, prin prisma unui aparat critic. Dar cred că cea mai frumoasă și importantă alegere este emoția fiecăruia dintre dumneavoastră atunci când veți privi lucrările și când le veți privi ca un ansamblu. Pentru că ele spun o poveste, atât fiecare în parte, cât și privite ca un întreg.
Este o bucurie foarte mare să putem răspunde unei teme atât de provocatoare, pentru că îndrăznesc să spun că la început aveam mari emoții de cum ne vom raporta la o temă atât de grea, atât de profundă. Lucrurile s-au întâmplat destul de firesc și pot să spun că mă bucur foarte mult să avem în expoziție o varietate de tehnici. Mă refer aici la pictură, grafică, gravură pe sticlă, monotipie, vitraliu, icoane, bineînțeles, atât pe lemn cât și pe sticlă, fotografie, fotografia unor fresce. Îi puteți cunoaște pe artiștii care au lucrat la fresce, îi puteți cunoaște pe artiștii care sunt autorii lucrărilor. Este frumos atunci când fiecare dă un răspuns diferit temei și tocmai acest lucru l-am căutat. Am căutat să avem o privire contemporană, o raportare de astăzi la subiect și în același timp o parte care trimite la tradiții, seriile de icoane ale Elenei Popa, lucrate cu atât de multă maestrie. Țin să reamintesc că după vernisaj veți putea învăța, discuta cu ea și chiar realiza serii de mici icoane sub îndrumarea ei. Îi mulțumim pe această ocazie încă o dată. Mulțumesc tuturor artiștilor pentru că au răspuns pozitiv invitației noastre, pentru că sunt astăzi aici, în majoritatea. Trebuie să sublinia faptul că avem și participarea unor artiști din țară, lucru foarte îmbucătător de altfel. Expoziția s-a născut din dorința de a avea o expunere dedicată acestei teme sfinte și este cu atât mai frumos să ne aflăm împreună în această seară. Aș încheia prin a citi o poezie dragă, rugăciune, de Mihai Eminescu. Crăiasa-le gându-te, îngenunchem rugându-te, înalță-ne, ne mântuie, din vărul ce ne bântuie. Fi scut de întărire și zi de mântuire, privirea-ți adorată, asupra ne coboară, o Maică prea curată și pururea Fecioară. Noi, cei din mila Sfântului, umbră facem pământului. Rugăm-ne înturărilor, uceafurul mărilor, ascultă noastre plângeri, Regina peste îngeri, din negru te arată. Lumină dulce, clară, o Maică prea curată și pururea Fecioară, Marie. Acestea fiind spuse, vă invit să parcurgeți traseul pe care l-am pregătit și dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. O poveste alături de artiști este întotdeauna binevenită. Mulțumesc foarte mult. Înainte de a încheia, dau cuvântul colegului meu, Mihai Moldoveanu. Mulțumesc! Dar la venuți aici, vreau să mulțumesc de asemenea Comunității Naționale a României pentru spațiul foarte generos pe care l-au pus la dispoziție. Vreau să mulțumesc la voi pentru colaborare și pentru rezultatul dintre de noi foarte bun. Vreau să mulțumesc Fundației, Președinte Clipar, pentru toată lumea, așa cum pentru noi, dacă noi să... Georgeta Neciu și sunt președintele Fundației Prețuiește Clipa și sunt onorată ca astăzi să fiu alături de dumneavoastră și de artiștii care ne vor încânta în următoarea perioadă cu lucrările expuse. Noi ne bucurăm că Laura și Mihai ne-au ales să le fim parteneri în această seară. Și îi mulțumim și Elenei Popa, pictorul iconar, tânără artistă, pe care o susținem, pentru că datorită ei avem prilejul de a fi astăzi alături la vernisajul Elenei. Cuvintele sunt prea mici, după ce a fost poezia poetului nostru Mihai Eminescu, operelor tinerilor artiști, astfel încât vă mulțumesc că sunteți alături și ne bucurăm să fim în continuare partenerii Laurei și cu Mihai la următoarele evenimente. Mulțumesc! Și încă o dată, Fundației Prețuiește Clipa. Înainte de a încheia, aș vrea să vă reamintesc că după vernisajul dumneavoastră un workshop de pictură cu realizare de icoane de sticlă, în care veți cunoaște din tehnica
trainerilor Elena Popa și Andreea Ionescu și vă invit, drag, să-i cunoașteți. Mulțumesc încă o dată, Mihai. Da, și eu vă invit, dacă vreți să vedem un filmuleț de prezentare al expoziției. Da, da, da. Avem aici un laptop, avem un mic filmuleț. Cine dorește se poate apropia pentru a vedea ceea ce Mihai ne-a pregătit, după care vă așteptăm și la un pahar cu vin, da, și ceva dulce. Mulțumim! Mulțumim!